Elevele din municipiul Deva vor avea acces gratuit la produse de igienă menstruală începând din luna mai 2024. La inițiativa consilierului local Călin Constantin Moraru, Direcția de Asistență Socială Deva va dota toate cabinetele medicale școlare cu absorbante, urmând astfel exemplul altor administrații publice locale din țară care au implementat programe similare în școli și licee. Noul program are ca scop, pe de o parte, facilitarea accesului elevelor la produsele de igienă menstruală, mai ales în cazul adolescentelor care provin din medicină din sociale defavorizate, iar pe de altă parte reducerea absenteismului lunar și a constrângerilor financiare pentru familiile cu venituri mici. Potrivit documentelor care au stat la baza proiectului, în cabinetele medicale din unitățile de învățământ vor fi distribuite în fiecare lună 700 de absorbante. În cadrul aceluiași program, medicii și asistentele medicale din rețeaua de medicină școlară vor desfășura activități de informare și consiliere a elevelor cu privire la importanța igienei intime și la schimbările care au loc în corpul lor, cu atât mai mult cu cât despre aceste subiecte nu se vorbește încă deschis în public și de multe ori nici în familie. În unitățile de învățământ din municipiul DEVA funcționează în prezent 18 cabinete de medicină generală care asigură consultații și tratamente gratuite pentru aproximativ 10.000 de elevi. Cabinetele medicale școlare își desfășoară activitatea în subordinea Direcției de Asistență Socială DEVA.